acasă. S-a înscris pentru mine. Da? Te-ai înscris. Că da, am scris pentru tine special, nu ți-am scris scrisoare. Pentru cineva, nu, Menca. Mai direct. Eu sunt fără scrisoare. Ce faci? Bine și eu. Te conduc în grădină. Ce faceți, fetelor? Cum sunteți? Când iau locul? Da. Sată? Da. Așa, este vișerul, pe i-a rămas ceva la Dragoș. Nu. Simplu. Zici? Erau niște întrebări când am avut joculețul ăla acum câteva zile și-o tras cineva un bilet. Chiar ține și întrebare ție. Că... Virgul, care este cea mai frumoasă amintire din Casa Iubirii? Ție? Da. Sau... Mie? Ok. Și dacă am spus ceva minciuni în Casa Iubirii? Da. Și am zis că cu minciunile nu cred că am spus, dar cred că am spus la Adrian că nu o să mai întreabă cu Bianca. Dar iar a avut de-a treabă cu mine și nu m-am putut abține. Și ca și moment preferat, secret. Zi. De ce? Dar vreau să știu. Trebuie să știi atâtea. Stai că te-am făcut pe roșu. Păi, am mai fost eu. Și eu voiam să găsesc așa o întrebare, dar eu am primit asta cu minciuna, dacă am mințit vreodată. Am zis că eu n-am mințit aici niciodată, am fost asumată și ce e cea mai mare mincinoasă din casă. Și nici la asta n-am putut să zic nimic, dar după m-am răzgândit pentru că Kinga a avut ceva întrebare și i-a dat un răspuns din ăsta la toate, o zis Nicolas, deci trebuia să zic de Kinga. Am văzut și eu aia, da? Când știm ce afinitate au avut Kinga către mine. Păi știu, și i-am și zis oricum. Mă rog, contează. Mă gândeam că dacă îmi vine și mie întrebarea asta, care a fost momentul ăla, eu aș fi știut că... Și am știut. Dar zi! Zi! Da, mai era încă o întrebare care o trasă cineva, era care este cel mai mare dușman al tău din Casa Iubirii. Ce? Și? Și eu mă gândeam la timp. Da. Pe restul nu-i consider dușman. Ai dreptate, vezi, la asta eu nici nu m-am gândit. Vezi? Că tot timpul asta zicem, că timpul e limitat. Vezi cât de profund mă gândesc la tine? Tu ce? Îl văd acolo, mă gândesc și un pic la el, mă, că acasă. Dar nu e adevărat că eu nu sunt așa. Eu foarte mult mă gândesc și acasă și înainte să adorm și când mă trezesc și în continuu asta fac. Să nu-ți consum gândul prea repede și tu. Ți-e frică? Cum? Ți-e frică? Nu, zic și așa. Pățim și noi ca restul. Cum? Că pățim și noi ca restul, ca ceilalți? Nu, ți-e frică. Să nu-ți fie, că eu sunt foarte hotărâtă și sigură pe relația noastră, că de câte ori sunt întrebată... Da, nu ai tu noroc cu ăsta. Nu? Nu, tu mă ceri pe mine. Poate te fac să mă ceri eu. Păi, te ceră, dar mă ceri tu acasă. Dacă nu știe nimeni, da. Cum? Da, la prima dată tu mă ceri. La prima dată cer eu, da. Am văzut tuturor și eu acasă când nu ne vede nimeni. Să știi doar tu și nu spui la nimeni. Da. Și a doua întrebare a fost că care este cel mai fericit, cea mai frumoasă amintire? Și care? Te-am întrebat dacă vrei să fii iubita mea și că ai zis că da. Eu nu la asta m-am gândit. Dar la ce? Da, și asta a fost un moment special, dar pentru mine momentul care m-a marcat așa într-un fel a fost momentul în care am dansat noi prima dată. Yeah. Asta a fost pentru mine, dacă mă întreabă cineva și fără să mă gândesc și trebuie să dau un răspuns, asta a fost. A fost prima interacțiune și a fost primul moment în care am simțit, Doamne, nu-mi vine să cred că sunt aici, nu-mi vine să cred că dansez cu tine și am început să simt așa, știi, cum ai fost tu primul la care am simțit că aș vrea să-mi pun așa capul și să mă las pe el și să mă las dusă așa de val. Nu e problemă. Du-te cu valul. Dar du-te cu mine. Păi, dar tu erai valul. Păi, da, am zis. Erai. Du-te cu mine. Deci, pentru mine asta a fost. Da? Da, asta aș fi zis. Asta ai fi zis. Da, pentru că asta nu o să pot să uit. Plus că am simțit, știi, că eram doar noi doi mai apropiați. În momentul în care m-ai întrebat dacă vreau să fiu iubita, dar a fost
un moment special, dar era prea multă lume și încă eu nu eram atât de confortabilă cu toată situația asta și nu pot să zic că a fost, știi? Nu te simțeam atât de... Păi da, că na, nu tu ai pus întrebarea. Că tu... Ai fi rost să te întrebi eu, nu? Vrei să fii iubitul meu? Tu și cu cealaltă întrebare, dacă o să fie, tu o să stai, să aștepți. Care e cealaltă întrebare? Aia mai... Aia mai... Te vedem după ce văd cum faci și urmă. Nic. Cum? Să nu uiți. Păi, nu uit. Dacă îți fac eu de mâncare, mă ceri. Mă ceri direct. Vezi, când vine vorba de mâncare, mă gândesc la mai multe. Da. Nu, că tac. Nu continuă. Dacă am limite, eu să mă controlez. Te rog. Da, acasă, nu mai tac. Nu, nu, nu. Și tac odată. Aici. Tac odată, aici. Da, apoi nu mai tac. Gata. Da. Am așa. Și eu știu să gătesc oricum. Să fac un desert, mamă. Ceva care nu-i dulce. Cum? Care nu-i dulce, nu-i atât de dulce. Da. Pot să fac și ceva ce nu-i atât de dulce. I-a abandonat pe Radu, Radu și exemplu. Oh, da. De așa, da. Da. Exemplu, de așa. Da. Acum e ușor, că când a fost în alte părți, s-au comentat foarte mult și în fine. Da, un pic, că nu e timpul pierdut. Pentru toate comentariile știu, din urmă. Știu, da. Venim și noi din urmă, cum au venit și ei, când altora le-a fost bine și... Mi-a plăcut de Nicoleta, măcar că a fost sincer. Da. Da, da, cinste ei, bravo. Că nu e iubire. Păi, da, se vede că e genul de fată sincer. Da, dar nici Sorin n-a zis că iubire, totuși. N-a zis, ce-a zis? Zis, mă. A zis că iubire? El se ținea că... Asta a zis? Asta a vrut să demonstreze el? E un sentiment intens, foarte puternic. Băi, lasă-mă mărjeala asta ieftină de 2 lei. A zis că sentimente profunde, nu că iubire. Băi. Adriane, da. M-a contrazis, că a zis că doar atracție, m-a contrazis. A zis că nu. Tu nu ești atent la vorbe. Da. Hai mă, ce naibii. Bă, acum nu, sunt mult mai puțin atent. Ești obosit. Mi-a plăcut de fapt asta, bravo ei. Măcar hai să fim reali aici. Să nu fim niște exemple la televizor cum nu suntem. Hai să fim reali. Asta zic. Că fim noi ești, da. Că oamenii pot să ne ia exemple așa cum sunt noi reali. Asta să zic că, uite, nu vreau să fiu ca ăla. Exact. E tot un exemplu bun pentru oameni de acasă. Exact. Contra exemplu, dar e ok. E acolo. E un exemplu bun de așa. Ce părere? Stai că... Ce părere ai, George, de faptul că Sorin a spus că e mai mult decât, domne, o atracție, e un sentiment focos. E... Nu și e, Nicoleta, frate, nu și Nicoleta a zis că nu e. Nu e. Am și exagerat, am făcut noi o glumă. Ce părere ai despre... Ce părere ai despre... Uite, despre prietenul tău. Uite, bă, când ai un... El a spus că sunt niște sentimente. Cred că sunt niște sentimente. Băi, George. Bă, dar nu sentimente. Băi, ești băiat deștept. Măi, omule. Băi, sentimente trebuie să fie neapărat. Vrei să spun realitatea? Spun realitatea acum? Ai văzut ce a spus iubita lui? Da, am văzut ce a spus. Asta e realitatea. Da, normal, frate, am văzut. Uite, singura realitate care o văd aici în casa, atracție reală, am spus că am fost unde ține și Maria. Uite, atracția. Da, și asta ce simți, și erai la baie, nu... Și ce la baie, simți tu și, nu știu, când o iei de mână, când o sărut, toate chestiile alea, dorința, nu niște sentimente în tine, nu toate sentimente se numesc. În sensul ăla zic că sunt niște sentimente.